Nu știu câți dintre voi ați văzut filmul Matrix, dar am ajuns efectiv la concluzia că ceea ce trăim noi în realitatea asta, din jurul nostru, e mult mai rău decât ceea ce văzusem în filmul ăla și o să înțelegi imediat de ce spun treaba asta. Ideea e că mi se pare că toate chestiile astea din jurul nostru, chestiile astea materiale, toată narativa asta care se împinge către noi, e menită să ne adâncească într-o groapă, practic într-o spirală descendentă către iad. Și spun chestia asta tocmai pentru faptul că cred cu adevărat că pământul ăsta e guvernat de forța răului, de diavol, să spunem așa. Și ăsta e și motivul pentru care am început să dau importanță Bibliei și să încep să studiez din ea. Pentru că, oarecum, ideea de bază din Biblie e că pământul e guvernat de diavol. Și chestia asta pe mine m-a făcut să îmi pun foarte multe întrebări și să zic, bă, ce-ar fi dacă ce scrie în Biblie este adevărat? Ce-ar fi dacă aș da importanță scrierilor alea și să încerc să înțeleg substratul? Și s-a dovedit că va fi o decizie foarte bună și motivul pentru care cred că forțele astea care controlează pământul sunt niște forțe rele, pentru că văd tot ce se întâmplă în societate în ziua de astăzi și am ajuns să cunosc foarte multe informații pe care oamenii de rând nu le cunosc și lucrurile fac sens, ok? Lucrurile fac foarte, foarte mult sens. Gândește-te că, efectiv, pământul ăsta e guvernat de un număr foarte select de oameni. Da? Deci nu este conspirație cu chestia cu masonii, cu etc. Dar mai sunt decât masoni, sunt niște oameni, da? Nu miliardari neapărat, trilionari sau mai mult decât trilionari, care efectiv controlează totul din umbră. Oameni pe care nimeni, de fapt, nu-i cunoaște. Asta e realitatea. Nu știu dacă sunt cele 13 familii de care se vorbește, nu știu dacă este o singură persoană care guvernează totul, dar ceea ce știu e că există o ierarhie și ceea ce vedem noi acum, nu știu, politicienii, președinții și oamenii care, de fapt, noi credem că ei au controlul ăsta de plin, ei nu sunt nimic altceva decât niște marionete, ok? Și ideea care este? Mi se pare că totul e menit efectiv să ne, cum să zic eu, să ne scoate din realitatea asta și efectiv să ne abată de la lucrurile care contează cu adevărat. Adică, de exemplu, trepării sau domeniul ăsta artistic, domeniul muzical, emisiunile TV, serialele. Mi se pare că totul efectiv e menit să te distragă de la realitatea asta în care trăim și, bineînțeles, dacă te extrage din realitatea asta, te extrage și din chestii mai deep, cum ar fi conexiunea cu Dumnezeu, sau efectiv nu o să ai mintea deschisă să vezi faptul că lucrurile pe care noi le vedem în jurul nostru sunt doar, cum să zic, o iluzie. Adică e mult mai mult de atât, ok? Ideea de bază care e? E un subiect foarte deep, sper să reușesc să-mi exprim gândurile pe care le am în legătură cu subiectul ăsta. Există mult mai multe chestii decât realitatea asta pe care noi o vedem. Există și alte realități, realități la care nu poți avea acces decât în momentul în care îți vei deschide mintea. Și chestia asta cu universul, că faptul că universul e infinit. Nu cred că universul e neapărat infinit, cât cred că mintea noastră e universul. Și, cu alte cuvinte, mintea noastră e infinită. Pentru că, practic, mintea noastră creează tot și toată realitatea și toate convingerile din jurul nostru. Ideea care este? Am studiat foarte multe persoane istorice, persoane care s-au dovedit a fi mai mult decât niște simpli oameni de rând, oameni precum Nikola Tesla, care din punctul meu de vedere a fost cel mai mare inventator pe care l-a avut și probabil îl va avea vreodată omenirea asta. Și am ajuns la niște concluzii, oarecum s-au creat niște conexiuni acolo, niște beculețe care s-au aprins, care parcă fac sens. Practic, Nikola Tesla credea în chestia asta legată de energie. Credea că numerele au o energie. Asta e motivul pentru care anumite numere au o anumită putere. Da? Deci chiar îți recomand să îți faci research-ul tău propriu despre numerologie și ce înseamnă numerologia. El credea că numerele au o anumită energie, cum și noi oamenii avem o anumită energie. Orice obiect din jurul nostru are o anumită energie și dacă reușești practic să atingi acea frecvență vibrațională a obiectului respectiv, tu practic poți să-l manipulezi. Chestia asta se aplică cam în cazul a orice, dar nu despre asta e vorba. Ideea este că, efectiv, Nikola Tesla a spus că majoritatea invențiilor pe care el le-a creat, invenții care la vremea respectivă păreau efectiv magie, da? El a spus că multe dintre ele le-a creat cu ajutorul inteligenței infinite, adică cu ajutorul unei inteligențe
pe care o accesezi foarte greu. Practic, ceva din subconștientul ăla, ceva, e ca un fel de superputere. De ce vă spun chestiile astea și care e concluzia de bază? Concluzia e că există mult mai multe chestii în lumea nevăzută decât există în lumea asta văzută și chestiile pe care le vedem noi în jurul nostru. Există mai multe dimensiuni, există, nu știu dacă există universuri paralele, nu știu exact. Ideea este că cred că și iadul și raiul sunt până la urmă tot niște stări mentale și în momentul în care tu ești distras și n-ai ajuns să spui cu adevărat întrebările astea existențiale, nu ajungi să te întrebi cu adevărat, bă, oare bine ceea ce fac, de ce vreau ceea ce vreau, de ce vreau să am succes, de ce vreau banii, de ce vreau libertatea financiară. În momentul în care tu ești distras de la lumea asta și ajungi să nu mai pui întrebările respective, tu practic pierzi și conexiunea cu Dumnezeu, dar și conexiunea cu realitatea asta. Și gândește-te, tu dacă nu ai conexiunea nici măcar cu realitatea asta din jurul nostru, realitatea asta 3D sau cum se numește ea, n-aș vrea să intru acum în subiecte pe care nu le stăpânesc foarte bine, dacă tu nu ai nici măcar controlul cu chestiile astea exterioare, cum te aștepți să ai controlul și conexiunea cu lumea aia nevăzută, care din punctul meu de vedere e mult mai importantă decât lumea asta văzută? Ceea ce eu consider că este iadul e efectiv starea aia de reprimare în care se află 99% din oameni, trăiesc efectiv pe pilot automat, sunt nefericiți, fac acțiuni pe care nu vor să le facă pentru că mintea îi controlează, sunt manipulați efectiv după cum vrea puterea, pentru că se uită la TV și efectiv fac efectiv ce se vrea. Ce se vrea? Se vrea efectiv să fii prost, se vrea să fii nefericit, se vrea să fim dezbinați. De asta s-a pornit și mișcarea asta cu feminismul, bărbați contra femei, care iarăși mi se pare un mare rahat. Și efectiv chestia asta e menită să te abată de la calea către Dumnezeu, de la conexiunea asta spirituală și așa mai departe. Nu știu cu ce să încep pentru că sunt foarte multe chestii despre care vreau să vorbesc în video ăsta. Există cel de-al treilea ochi, există vise lucide, există proiecția astrală. Cel de-al treilea ochi, eu consider că are legătură cu conexiunea asta spirituală și cred că practic cel de-al treilea ochi e cel de-al șaselea simț, da? Ceea ce eu cred e că asta e de fapt calea noastră spre divinitate și spre conexiunea cu Dumnezeu. În momentul în care noi bem apă de la robinet care are flori în ea, sau ne spălăm cu anumite paste de dinți, sau mâncăm anumite mâncăruri care sunt și ele manipulate, să le numim așa, da? Introducem florul ăla în noi, care e o substanță care calcifiază glanda pineală. Efectiv e ceva care îți blochează conexiunea cu Dumnezeu, asta consider eu cel puțin. Nu am auzit chestia asta nicăieri, în niciun podcast. Am ajuns la concluzia asta din multe ore de studiu și efectiv din curiozitatea de a descoperi adevărurile astea absolute, să spun așa. Deci, scopul cu video ăsta e doar să dau scânteia aia de care poate ai nevoie în procesul tău și să realizezi că ok, chestiile astea materiale sunt foarte importante, da? E foarte important să ai o anumită libertate financiară, e foarte important să-ți pensionezi părinții, de ce nu, dacă asta consider că e succesul pentru tine, dar e foarte important să înțelegi că nu lucrurile astea materiale ar trebui să fie destinația finală. Ceea ce cel puțin eu vreau să fac și destinația mea finală e efectiv să ajung în rai. Dar și când spun chestia asta mă refer la multe lucruri și nu la chestia asta generică, că a, după ce mor te duci în rai, nu. Vezi tu, eu am multe convingeri despre care nu am vorbit până acum pentru că simțeam că n-o să fiu înțeles și în continuare simt că n-o să fiu înțeles, dar vorbesc pentru oamenii aia 2-3 care poate o să mă înțeleagă și pentru oamenii aia din viitor care poate o să rezoneze cu ceea ce spun acum. Toate convingerile pe care eu le-am abordat în viața asta și o să le abordez, le-am abordat pentru că simțeam că mă ajută să devin mai bun și simțeam că sunt benefice spre evoluția mea ca ființă umană. Și convingerea pe care eu am e că pământul ăsta și realitatea asta în care noi trăim acum nu este nimic altceva decât un test spre ceea ce va urma după, practic, după moarte. Eu nu văd moartea ca ceva destructiv, ca ceva, nu știu, rău, cum o văd majoritatea. De asta nici nu mi-e frică de moarte. Nu văd moartea ca nimic altceva decât o renaștere. Practic e o oportunitate spre a trece la nivelul următor. Totuși, cred că dacă nu reușești să treci testul ăsta aici pe pământ și să înțelegi anumite lecții, nu știu neapărat dacă te vei reîncarna, dar cred că va trebui să
treci prin experiența asta din nou și din nou, până vei ajunge în punctul respectiv în care să înțelegi lecțiile alea, ca abia apoi să poți treci la nivelul următor. Deci cred că pământul ăsta nu este nimic altceva decât un pântec din care noi putem să naștem, să renaștem mai departe, dar din păcate foarte puțini oameni ajung cu adevărat să treacă la nivelul ăla următor, pentru că asta se vrea, asta e matrixul până la urmă. Deci oamenii care controlează și care sunt guvernați de forțele răului vor să fii distras, da? Vor să trăiești într-o lume virtuală, în metavers, de ce nu, ce se construiește acum, în spațiul ăsta online, în chestiile astea trecătoare, puierile, să nu ai timp cu adevărat să îți pui întrebări, să nu ai timp să elevezi din punct de vedere spiritual, să nu ai timp să te duci către Dumnezeu și așa mai departe. Deci asta este ideea de bază. Sunt foarte multe lucruri de vorbit aici, lucruri pe care, cu care voiam ca majoritatea dintre voi să rămâneți din clipul ăsta, este doar efectiv să realizați că viața și scopul vieții este mult mai mult decât ne putem noi imagina și cred că este de datoria fiecăruia să căutăm constant răspunsurile astea și să încercăm să devenim mai buni. Motivul pentru care eu, de exemplu, fac ceea ce fac acum e pentru că consider că ăsta e destinul meu oarecum. Destinul meu e de a ajuta oamenii să schimbe viața din interior. Chiar aveam o discuție cu niște prieteni acum ceva vreme și ne întrebam fiecare, bă, care crezi tu că e scopul tău? Și unii dintre ei spuneau că, bă, uite, vreau să ajut, nu știu, copiii săraci din Nepal să construiesc case, să le construiesc școli și așa mai departe. Și practic am ajuns la concluzia că da, ei ca să își îndeplinească misiunea asta, automat au nevoie de bani și trebuie să genereze foarte mulți bani ca să ajungă în punctul ăla să poată să facă acțiunile astea filantropice. În schimb, ceea ce am realizat la mine e că eu nu vreau să ajut oamenii să le dau chestii materiale, cât vreau să încerc să-i aduc pe calea binelui, așa cum consider eu că pot să o fac, pe calea lui Dumnezeu. Da? Și asta, bineînțeles, poate să însemne faptul că va trebui să învăț oamenii cum să iasă din sărăcie, dar chestia asta cu ieșitul din sărăcie și dezvoltarea zonei financiare nu este nici măcar 10% din ce văd eu că înseamnă cu adevărat succesul ăla pe care fiecare ar trebui să-l atinge, practic. Starea aia mentală, pentru că și raiul e până la urmă o stare mentală. Tu poți să treci raiul pe pământ dacă ai mentalitatea care trebuie și poți să extragi maximul din tot din jurul tău și poți să schimbi perspectiva atunci când treci prin experiențe negative. Cel puțin motivul pentru care eu vreau să ajung la libertatea financiară e ca să am efectiv libertatea să fac ce vreau eu cu timpul meu și să pot cu adevărat să îmi dedic timpul ăla spre a mă dezvolta și a mă educa în aspectele astea în care îmi doresc, adică pe parte spirituală, da? Efectiv, să devin o ființă umană mai bună, să pot să-mi duc misiunea asta la bun sfârșit. Și mai devreme chiar începuse subiectul ăsta cu destinul. Convingerea pe care eu o am e că noi practic venim pe pământul ăsta cu mai multe destine. Efectiv, e ca într-un joc video. Într-un joc video sunt anumite jocuri cu storyline, ok? În care trebuie să faci anumite decizii și în funcție de deciziile pe care le faci, ajungi la un rezultat diferit. Așa cred că e și viața, sincer. Cred că venim pe pământul ăsta cu mai multe destine și în funcție de acțiunile pe care noi le luăm, ajungem să trăim un anumit destin sau nu. Și asta e convingerea care mă ajută să devin din ce în ce mai bun zilnic și să fac alegerile astea pe care simt că trebuie să le fac. Cum e chestia asta cu documentarea procesului pe YouTube sau cum e faptul că vreau să ajut oamenii să-i aduc pe calea lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci asta este ideea. Motivul pentru care eu vreau să ajung la libertatea financiară nu e ca să conduc mașina aia sau ca să-mi umflu ego-ul și să zic, ia uite mă, am ajuns de succes, sunt multimilionar. Nu. Fac chestia asta și vreau să ajung la libertatea financiară pentru că știu că doar așa voi putea cu adevărat să trăiesc viața asta la potențialul maxim și să-mi îndeplinesc misiunea asta pe care o am. Și ideea e că va fi un proces pentru fiecare dintre noi. Nici în momentul de față nu pot să spun cu adevărat că am ajuns la înțelepciunea aia la care vreau să ajung, în care efectiv să nu mai depind deloc de chestii materiale, dar este un proces și momentan sunt încă tânăr, vreau să mai umflu un pic ego-ul ăsta și vreau să las un pic și copilul ăla din mine, puștanul ăla care eram la început, să iasă la iveală, adică în ideea în care efectiv să pot să ajunge la succesul ăla pe care eu mi-l imaginam atunci când aveam 15-16 ani, da? Visam la mașini, visam să am milioane de euro, visam să conduc nu știu ce mașini și să stau în nu știu ce grupuri de oameni. Și vreau să ajung să îmi îndeplinesc succesul ăla,
ca apoi să poți să trec la nivelul următor și să mă detașez de toate chestiile astea materiale și chiar poate la un moment dat în viața mea să renunț efectiv de tot la tot ce înseamnă situația financiară. Și ce ar fi dacă obiectivul ăla de a muri multimilionar s-a transformat în obiectivul de a muri sărac, fără niciun leu în contul bancar? Da, multe exerciții mentale pe care mi le fac zilnic. Chiar vreau să ajung într-un punct în care măcar câteva luni pe an să pot să trăiesc undeva retras de tot, de societate, fără device-uri, fără curent electric, fără chestii de genul, bineînțeles cu condiții, dar să trăiesc cât mai down to earth, cât mai ancorat în prezent și în realitate, ca să pot să am timp să, nu știu, să scriu niște cărți, de ce nu, să fiu stoic, să îmi duc misiunea asta la bun sfârșit și să le vez pe plan spiritual, pentru că planul spiritual mi se pare cel mai important. Convingerea mea e că dacă nu reușești să elevezi pe planul ăsta spiritual suficient de mult și să înțelegi chestiile astea și să detașezi de lumea asta materială, practic tu vei trăi iadul pe pământ, dar nu numai, și după ce vei muri, practic tot iadul se va materializa cumva. Și mi se pare că iadul e efectiv starea aia în care depinzi constant de lucrurile astea din jurul tău, depinzi constant de... depinzi de sex, de exemplu, depinzi de bani, depinzi de chestiile materiale. Aia, din punctul meu de vedere, este cea mai joasă stare vibrațională, stare în care, bineînțeles, vei atrage gânduri de așa natură, destructive, care te vor trimite în iad până la urmă, așa cum vrei tu să vezi iadul. Și referitor la chestia asta cu Biblia, dacă vei citi Biblia, vezi vedea că, efectiv, totul are legătură cu numerologia. Veți vedea multe cifre de 7, multe cifre de 11, multe cifre de 33. Iisus a murit la 33 de ani, care 33 de ani practic e master number, e cel mai puternic număr posibil. Al doilea cel mai puternic este 22, al treilea cel mai puternic este 11 și apoi bineînțeles vin alte numere. N-are rost să intru subiectul ăsta, dar efectiv în Biblie este numai numerologie și mi se pare că efectiv Biblia e făcută de așa natură și concepută să fie înțeleasă de un număr foarte, foarte select de oameni, pentru că, practic, Biblia trebuie decriptată, da? Dacă ai fost vreodată la întâlnirile astea la biserică sau ceva, oarecum preotul sau întâlnirea respectivă era menită să discute despre înțelesul fragmentelor din Biblie, e foarte probabil ca nu ăla, de fapt, să fie înțelesul. Mi se pare că în Biblie sunt foarte multe fragmente care trebuie oarecum decriptate și chestia nu reușești să o faci decât când vei înțelege numerologia și vei învăța să vezi peste zidul ăla, efectiv, să vezi ceva ce oamenii neobișnuiți nu pot să vadă, da? Să vezi peste. Niște chestii foarte deep pe care și eu le-am descoperit de curând, nu ar avea rost să intru acum în detalii, dar ideea de bază este că ar trebui să devii curios, motiv pentru care eu am ajuns la toate concluziile astea și mi se pare că am avut un mare avantaj față de cei de vârsta mea, e pentru că eu, efectiv, de la o vârstă foarte fragedă am fost foarte curios, mereu mi-am pus întrebări. Încercam eu să dau seama care e scopul universului, care e secretul vieții, de ce e universul infinit, de ce a fost creat universul, care este scopul vieții și așa mai departe. Mereu mi-am pus întrebările astea și acum pot să zic cu adevărat că mi se pare că sunt pe drumul cel bun, mi se pare că sunt foarte aproape de a afla adevărurile astea absolute. Nu știu dacă voi putea să zic vreodată cu mâna pe inimă că am ajuns la adevărul absolut, dar practic obiectivul meu este să devin cât mai înțelept posibil și e chiar interesant că și în Biblie e un fragment în care Solomon practic a avut un vis în care Dumnezeu i s-a arătat și a vorbit cu el și Dumnezeu i-a spus așa: Solomon, îți pot da efectiv tot ce îmi ceri. Ce vrei, aia o să-ți dau. Dacă vrei putere, vrei pământuri, vrei moștenitori, spune-mi ce vrei și am să-ți dau. Și Solomon i-a spus: Doamne, vreau doar să-mi dai înțelepciune. Și Dumnezeu i-a dat înțelepciune și ce crezi? După efectiv și binecuvântările astea financiare, puterea a venit și ea. Abia după ce a devenit înțelept, toate lucrurile au venit către el. Practic, ideea de bază care e? Înțelepciunea e totul. Ăla e punctul care vreau să ajung, vreau să fiu înțelept și convingerea mea e că când o să ajung la un nivel înalt de înțelepciune, voi atrage inevitabil și toate chestiile astea materiale și binecuvântările astea în jurul meu și, de ce nu, și puterea aia pe care majoritatea bărbaților o caută. Pentru mine chestiile astea sunt niște lucruri normale, dar totuși am realizat că 99% din oameni nu au mintea deschisă spre lucrurile astea și de asta am simțit și nevoia să fac clipul ăsta, ca efectiv să-ți dau un insight mai puternic în legătură cu care ar trebui să fie scopul vieții și cu lucrurile care ar trebui să te intereseze cu adevărat în viața asta. Pentru că chestiile astea materiale nu-s nimic altceva decât o fațadă și dacă tu vei crede că asta înseamnă succesul, nu e prea ok pentru tine, ok? Asta pot să spun. Sper că te-a ajutat clipul ăsta, spune-mi părerea ta în comentarii și
dacă nu rezonezi cu lucrurile astea, chiar te-aș ruga să-mi dai un unfollow și să nu mă mai urmărești, pentru că în momentul în care eu o să ating și mai multă putere decât am și influență, nu o să fac nimic altceva decât o să mă focusez și mai mult pe subiectele astea. Pentru că mi se pare că astea sunt lucrurile cu adevărat importante, lucruri de care efectiv nimeni nu vorbește. Mi-ar fi plăcut ca și mentorii mei din online să vorbească despre chestiile astea, dar din păcate majoritatea dintre ei nu vorbesc. Nu știu de ce, dar nu contează asta. Contează că efectiv în era asta internetului avem posibilitatea și oportunitatea să găsim toate informațiile pe care le căutăm. Te salut și rămâne să ne auzim cu clipurile viitoare.